Domnule deputat, situația de securitate din regiunea separatistă Transnistria, controlată, așa cum știm, de Rusia, se deteriorează rapid. Am văzut, au început încă de acum trei zile, a început o escaladare acolo a conflictului. Ministrul român de externe a anunțat astăzi, a îndemnat, practic, la, citeză reținere și prudență în abordarea situației, dar și la evitarea angajării în, în orice eventuale provocări. Cum vedeți dumneavoastră situația acum? E o problemă, există riscul acesta că ca da. Uh, da. conflictul început, există. acum trei zile să escaladeze? Sigur că pe, da. modelul vreau să, pe acest subiect vreau să vă spun de la început că voi vorbi în nume propriu, nu este opinia partidului ca să diferențiem exact. Rog, da, da Într-adevăr, de la începutul conflictului ăsta sângeros și odios Uh, am spus în repetate rânduri că Transnistria reprezintă o vulnerabilitate și va fi următoarea țintă. Iată că încet, încet acolo lucrurile se acutizează și din ce în ce mai mult semnale de acolo vin, nu tocmai așa cum ne-am fi așteptat, practic, Transnistria. Practic vorbim de Moldova, pentru că o agresiune, dacă s-ar întâmpla, s-ar întâmpla în Moldova, Transnistria, nefiind recunoscută de nimeni. Uh, Profilul Transnistriei este extrem de delicat, având în vedere că, practic, ei sunt între Ucraina și Moldova, aparținând Moldovei. Gândiți-vă că schimburile economice între cele, între Moldova și Transnistria, bă, nu schimburi economice, e greu spus, e urât spus. Ci dependența transnistrenilor de bani din Moldova, pentru că își primesc pensii, elevii studiază în Moldova, e o întreagă nebunie acolo, greu de gestionat. Greu de gestionat pentru că este armata rusă și sunt peste o mie de militari ruși acolo care își gestionează problemele armatei. Mai e un lucru extrem de interesant. Să știți că pe, după o lună, aproximativ de la începerea conflictului rușii sau ucrainienii au plecat de la punctul de... Era un pod, este un pod peste, trece, peste Nistru, din Moldova în Transnistria și acolo era o forță de menținere a păcii formată din militari ruși, militari ucrainieni și militari din Transnistria, moldoveni. gândiți că după o lună de la începerea conflictului s-au retras uh, militarii ruși de acolo. Adică lucrurile sunt extrem de volatile, extrem de complicate și da... Eu personal mă aștept la o escaladare a conflictului pentru că vedem că rușii nu izbutesc în acest război mare lucru și au atins partea de est ce își doresc ei, se duc acum pe zona de sud, pe Odessa, pe Ismail. Mi-e frică, sincer vă spun, să nu-și dorească să aibă și gurile Dunării astfel încât să avem graniță cu, cu Rusia. Așteptăm în continuare cu interes să vedem ce se întâmplă. Sper în continuare și crezul meu este că doar pacea poate rezolva acest conflict, să se pună la masă să discute și să găsească o cale astfel încât armele și civilii să nu mai moară, armele să tacă, civilii să nu mai moară, lumea să nu mai sufere pentru că e o mare criză umanitară în tot ce ține zona de de conflict la momentul ăsta. Adică deci se aleagă calea diplomației. Calea diplomației din. Păcate... Încercăm, vedem în Ucraina că se încearcă. Sau... Da, da, nu, nu Dar putem, nu, fi, nu putem nu fi liniștiți atâta timp cât nu avem informații clare prin care să ni se spună că s-au întâlnit, discută, vor opri ostilitățile. Sper măcar Transnistria să fie liniștită, să stea cu armamentul în cazăm și să nu iasă, cu toate că. Sunt îngrijorări și lucrurile s-ar putea să se precipite în următoarea perioadă Pentru că e în interesul Rusiei să facă tot felul de nebunii de astea cu războiul ăsta Astfel încât să țină o lume întreagă încurcată și într-o tensiune continuă Armata Ucrainei este net superioară armatei Republicii Moldova Cum credeți că se Bine, vor eu nu descurca? Cred sau... că, nu cred că vor intra rușii în Moldova Cred că vor ieși rușii din zona pe care o controlează, din Transnistria, să iasă spre, spre sudul Ucrainei sau spre Ucraina în, în est. Nu cred că Moldova va fi implicată în război și va fi foarte dificil să putem să-i ajutăm dacă cumva ar fi angrenați în vreun conflict militar cu Rusia, având în vedere că... Orice uh, am face noi din punct de vedere militar ar angrena România într-un conflict și nimeni nu-și dorește lucrul ăsta România nu este e dorit. stat NATO, asta ar însemna exact, exact, o implicare exact, NATO da, în dar, conflict să avem, Dar să ne gândim foarte bine că nu România ar putea fi atacată la momentul ăsta, ci Moldova care nu este stat NATO Chiar dacă sunt frații noștri, uh, suntem iubitori de Moldova, dar totuși să fim extrem de prevăzători și de calculați astfel încât să nu facem în așa fel încât acest conflict să escaladeze.